tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de bine încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Dintr-un ce cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul desloenic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Aș vrea să răspundem în seara aceasta la o întrebare, sau poate la mai multe care derivă din această întrebare. De ce trebuie noi să credem Biblia? Pentru că, vedeți, ne putem întâlni, mai ales într-o Europa a pluralităților religioase, așa cum o știm. Și să știți că am observat în ultima vreme în Cluj că există multiculturalism tot mai accentuat și sunt tot felul de oameni care vin de pe toate meridianele globului, îi observăm pe stradă, sunt diferiți de noi. Și țin minte că atunci când am fost în Bruxelles, povesteau frații de acolo că și în Londra la fel și în altă parte. Știu că povesteau că sunt băștinașii din zonele respective, erau undeva la minus sub 30% din populația orașului respectiv. Restul erau musulmani, erau asiatici, erau tot felul de populații care au venit și au năvălit acolo. Și acum problema noastră este cum facem noi dovada în fața lor, dacă vine, de exemplu, un musulman sau poate vine un indian și ne întreabă, măi, de unde îmi demonstrezi tu că Biblia ta este cartea lui Dumnezeu, este cartea adevărului și eu trebuie să cred în cartea aceasta. Demonstrează. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți cu aceste problematici, să le clarificăm și haideți să vedem ce spune Biblia despre Biblie. Ce spune Biblia despre Biblie? Și primul lucru de care trebuie să clarificăm, ce este Biblia până la urmă. Pentru că eu mă duc în fața acestui om care mă întreabă, un musulman, sau poate unul care se închină într-o pagodă, se închină lui Krishna sau altui, altei zeități, lui Shiva, și vine el și mă întreabă, hăi, ce-i Biblia? Trebuie să explicăm ce-i Biblia. Și atunci el trebuie să-i dau răspuns. Și trebuie să știu lucrul acesta în inima mea. Ce este Biblia? Ori Biblia, așa cum noi știm, este numită și Sfânta, Sfintele Scripturi. Observați versetul 15. Dintr-un ce cunoști Sfintele Scripturi? Bun, dar ce Sfintele Scripturi? Tot n-am înțeles, tot nu m-am lămurit. Că mergem la originea cuvântului și Biblion înseamnă carte. Și Biblos însemna acea plantă de papirus pe care o luau vechii egipteni și o băteau cu ciocanul de lemn și apoi puneau, așa cum punem noi de multe ori la țesături, vertical și orizontal și le băteau de o altă și după aceea rezulta un sul lung de aproximativ 9 metri. Și pe sulul ăsta ei scriau scritii și scriitorii sacri scriau masoreții, cei care transmiteau, scriau de aceste suluri textul Cuvântului lui Dumnezeu. Dar tot nu lămurim cu etimologie și cu alte lucruri ce este Biblia până la urmă. Trebuie să înțelegem ce este Biblia. Și putem să le spunem și să le răspundem așa. Biblia este o colecție de 66 de cărți împărțită în două secțiuni majore. Vechiul Testament și Noul Testament. Și această carte a fost scrisă de-a lungul la 1500 de ani, de aproximativ 40 de autori umani, erau oameni, dar au fost inspirați din punct de vedere divin. Și Biblia este o carte divină.
Și Biblia aceasta este așa numitul cuvânt al lui Dumnezeu, nu-i cuvântul nostru, nu-i Biblia, nu-i cartea noastră, e cartea lui Dumnezeu, bineînțeles, revelată prin autori umani. Și în această carte avem normativele trăirii creștine. Ne învață cum să trăim, să o rupem cu păgânătatea, cu poftele și așa mai departe. Aici sunt normativele trăirii creștine. Dar pe lângă toate acestea, acest cuvânt al lui Dumnezeu, această carte sfântă pe care Dumnezeu a inspirat-o de-a lungul 1500 de ani prin 40 de oameni diferiți, această carte constituie învățătura centrală despre persoana și viața Domnului Iisus Hristos. Și pe lângă aceasta, despre mântuirea omului. Și atunci, imediat de aici, pot să se dezvolte niște discuții și să întrebe omul bun. Ok, a venit Iisus Hristos. Cine a fost Iisus? Păi Fiul lui Dumnezeu. De ce a venit pe pământ? De ce cartea aceasta vorbește așa de mult despre Fiul lui Dumnezeu? Păi El a venit pe pământ să-L salveze pe om. Dar ce s-a întâmplat cu omul? De ce a trebuit să fie salvat? Ei, vedeți, de aici deja putem să discutăm, să luăm cartea Genezei, să vorbim despre credere, omul a căzut prin neascultare și Dumnezeu a trebuit încă de acolo din Geneza să decreteze și să traseze salvarea, mântuirea omului. Și firul roșu al mântuirii omului merge din Geneza și până în Apocalipsa. Și Biblia este așadar cuvântul lui Dumnezeu inspirat, un cuvânt deosebit, un cuvânt fără greșeală, un cuvânt care vorbește despre Iisus Hristos Mântuitorul și despre omul păcătos care a fost și este până la urmă mântuit. De fapt, acest lucru a fost pomenit la un moment dat de John Newton, de acel autor care a compus cântarea Părețul Har. John Newton a fost un om care făcea negoți, făcea negustorie cu sclavi. Și lua pe sclav și ducea și vindea în piață. Și nu îi se părea un lucru greșit, lucrul acesta. Și mergea pe țărmurile Africii cu mateloți, cu oameni musculoși, puternici. Și oprea corabia și prindea pe sălbaticii de acolo. Le dădea niște sticle colorate și își veneau curioși și prindeau, îi legau și duceau și vindeau în piață. Și acest om al lui Dumnezeu a fost mântuit de Dumnezeu în timpul unei furtuni pe mare, când el a crezut că o să-și pierdă viața în furtună. Și atunci omul ăsta s-a apropiat de Dumnezeu, a strigat după harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat har și l-a mântuit. Și atunci a compus cântarea Mărețul Har, m-a mântuit pe mine din păcat. O știm cu toții. Dar omul acesta, când a ajuns bătrân, a zis ceea ce înseamnă esența Evangheliei. A spus în felul următor: încep să-mi pierd memoria, sunt bătrân, dar aș vrea până în clipa morții să nu uit două lucruri. Și aceste două lucruri sunt următoarele. Iisus Hristos e un mare mântuitor și eu sunt un mare păcătos. Astea două nu vreau să le uit niciodată și cu astea vreau să mor. Ei, fraților și surori, vedeți până la urmă, aceasta este esența cărții pe care noi o ținem în brațe, o ținem în mâini. Am auzit de unii că dormeau cu Biblia sub pernă, așa de mult o iubeau. Am întâlnit frați care îmi povesteau și mi-a spus odată fratele Ila din Câmpia cu Urzii. Zice, când m-am căsătorit, eu n-am primit moștenire de la părinți. Și nici nevastă mea de la părinții ei. Erau niște copii săraci. Dar la nevasta mea, soacră mea, mama soacră, i-a dăruit o carte, Biblia. Și i-a spus, uite, asta e Biblia mea. Am ținut la ea și țin așa de mult. Dar aș vrea, fiica mea, să-ți dăruiesc ceva care să te ajute în viață. Știu că n-ai posibilitate să-ți pun pe Biblia, dar uite, ți-o dau. Și spunea fratele Ila, am luat Biblia și am răsfoit-o și am observat că din loc în loc erau pete pe Biblie, era pătată. Și am întrebat-o pe soția mea, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, de ce Biblia asta arată așa de jarnic? Și ea îmi povestea și îmi spunea, mama mea,
atunci când lucra acasă. Zice, cu piciorul îl legăna pe la mic, care era într-o covățică acolo și îl legăna. Cu mâinile torcea, era cu firul, trebuia să torcă, să-l pună după aceea la război. Și aici zice, era Biblia, în partea asta, Biblia deschisă. Și de multe ori mama mea plângea și lacrimile ei pătau foile Bibliei. Asta e o Biblie stropită cu lacrimile mamei mele. Fraților și surori, în urmă cu 50, 60, 80 de ani, cartea asta era atât de rară și atât de scumpă, încât oamenii trebuiau să meargă și să noteze și să scrie și să transcrie cuvinte de aici și circulau prin biserici caieri cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era sărăcie de acest cuvânt notat, de acest cuvânt scris. Istoria creștinismului consemnează că pe timpul lui Constantin cel Mare trebuiau sacrificate 40 de vaci, 40 de vite, ca să le fie luată pielea, să le fie prelucrată, pentru că s-a trecut de la acest papirus, care se putea rupe foarte ușor. Papirusul ăsta, trestia asta bătută, cum vă spuneam, și apoi finisată și lepuită și scris, se rupe ușor. Și atunci s-a trecut la pergament. Pergamentul nu era altceva decât piele de vită care era prelucrată, foarte, foarte fin, ca pe finețe aia să poată să fie scris. 40 de vaci trebuiau să fie ucise, sacrificate, să le fie luată pielea, să fie prelucrată și așa să ai o singură Biblie. Cine ar da astăzi 40 de vaci pe o Biblie? N-ar da poate omul una singură, pentru că a ajuns Biblia foarte ieftină, limba română. Dar uite cu ce jertfe, altă dată, se obținea cuvântul acesta lui Dumnezeu. De aceea, la prima întrebare, putem răspunde așa. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, mai este numită și Scriptură. Cuvântul acesta lui Dumnezeu are două părți, Vechiul și Noul Testament, 66 de cărți, 39 în Vechiul, 27 în Noul Testament. Și aici, în această carte, scrisă de-a lungul la 1500 de ani, cu 40 de autori diferiți, în această carte se află planul de salvare și de mântuire al omului prin Iisus Hristos. Iisus Hristos e figura centrală a Bibliei. Matei 1:21 putem să citim lucrul acesta. Isaia 9:6 și 7 vorbesc aceste texte despre Domnul Iisus Hristos, despre care Scriptura vorbește. Și ne mai amintim și amintiți-vă cum în odaia aceea minunată din... Erau cei doi care mergeau spre Emaus. Și în odaia aceea din Emaus vine cineva și începe să le explice și să le vorbească. Și spune acolo, a luat toate Scripturile și le-a lămurit din ele ceea ce era cu privire la el. Deci Domnul Iisus Hristos a mers pe firul roșu al Scripturii. Figura centrală a Bibliei este El, este Iisus. Amintiți-vă de familul etiopian, la care îi predică Filip același mesaj, centralitatea lui Iisus Hristos. Luăm Faptele Apostolilor, citim acolo toate predicile din Faptele Apostolilor, predici care au dat, să știți, niște rezultate uluitoare, 3.000 odată s-au pocăit, 3.000 odată. Toate predicile din Fapte și nu numai, epistolele, toate lucrurile astea vorbesc despre Iisus Hristos. La un centru, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea există, să știți, cărți astăzi. Și este o carte care are un titlu cam putezător, cam îndrăzneț. Și zice, predica ta din Vechiul Testament trebuie să fie mântuită. Ce înseamnă asta? Când predici din Vechiul Testament, trebuie să vorbești de mântuire. Acolo în Vechiul Testament există umbre ale lucrării pe care Dumnezeu o va realiza prin Iisus Hristos pe dealul Golgotei. Și noi trebuie să ne gândim foarte serios la lucrul acesta. Mergem mai departe. A doua întrebare, tot din tema asta noastră, de ce trebuie să cred Biblia? A doua întrebare este, de fapt, întrebarea din timp. De ce? Care e chestia? Vine cineva, zice, voi.
Mai bine eu cred preceptele lui Confucius. Mai bine mă duc și citesc Coranul și mai bine cred ce scrie în Coran. Cred surele alea din Coran. Ei n-au versete, au sure, așa le spun. Și atunci mai bine le cred. De ce să cred eu Biblia ta? Și atunci, imediat, vine Biblia și ne dă câteva răspunsuri. Primul răspuns este originea divină a Scripturii. Originea divină a Scripturii, a Bibliei. Și uitați-vă ce spune aici. Toată Scriptura este insuflată de cine? De Dumnezeu. Asta e originea divină, fraților. În toată Biblia, cei care au cercetat cuvântul ăsta minunat al lui Dumnezeu spun că de 3.000, de peste 3.800 de ori, auziți, de peste 3.800 de ori, se precizează această sintagmă. Dumnezeu a zis, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a spus, așa vorbește Domnul, de peste 3.800 de ori. Extraordinar! Și sunt cărți, și vă recomand dacă puteți să citiți, Biblia este totuși adevărat, o carte mică, de buzunar, scrisă de Pit Popovici, de Petru Popovici, o carte frumoasă. Sau alte cărți care vorbesc despre împlinirea profețiilor din Vechiul Testament, Graiul prorocilor, tot Petru Popovici, o carte frumoasă și bună, și altele, și altele, și altele, în care se iau prorocile din Vechiul Testament și se dezbat cu punct și virgulă și istoria și arheologia demonstrează că această carte este de origine divină, fraților. De origine divină. Vă spun numai o problemă din Vechiul Testament. Zice prin Ieremia Dumnezeu, prorocea Dumnezeu despre Zedechia, despre regele la nebun care a luat și a tăiat cartea legii și a aruncat-o în foc. Și prin Ieremia zice despre el că se va duce și va vorbi, dacă nu va asculta, va ajunge să vorbească cu regele Babilonului, cu Nebucadnețar, față în față și îl va vedea, spune, și va fi dus rob în Babilon. Prin Ezechiel, o prorocie parcă contrară. Zice, se va duce în Babilon și nu-i va vedea. Și să vedeți ce frumos au împlinit lucrurile. Odată, Zedechia atunci când s-a făcut spătura aceea în Ierusalim în timpul lui Ieremia, el se plidea, fuge pe câmpie, îl urmăresc haldeii, îl capturează și l-a dus la Ribla. La Ribla l-a dus în Babilon, că dacă la Ribla a fost dus în Babilon. Și înaintea lui Nebucadnețar apare Zedechia legat, era legat cu lanțuri, și Nebucadnețar se uită la el și spune cine-i? Păi regele ăla fugat. Aha! Și îl vede, așa cum a zis Ieremia, îl vede. Împăratul Nebucadnețar dă un ordin, vin doi soldați și scot ochii lui Zedechia. Și rămâne un rege în întuneric, un rege fără ochi. L-a văzut, cum a zis Ieremia, da? Și apoi împăratul a dat ordin legat și duceți în Babilon, să fie prins de război și îl duc în Babilon. Și acum vine partea a doua, ce o prorocit de Ezechiel. Ezechiel a zis, va merge în Babilon și nu-i va vedea. Nu va mai avea ochi. Și nu i-a văzut. Mergea, își buia. Erau acolo haldei, erau oameni din Babilon, ăsta nu-i mai vedea. Dar pe împăratul l-a văzut, cum o zis Ieremia, dar pe haldei nu i-a mai văzut, că nu mai avea ochi. Și atunci s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt altele și altele și altele prorocii împlinite cu punct și virgulă. Numai despre Domnul Iisus sunt numărate peste 320 de prorocii care s-au împlinit cu punct și virgulă în dreptul Domnului Iisus Hristos. Și cineva spunea că o clădire cum e asta, s-o ieși și s-o umpli cu o mulțime de bilețele, cu o mulțime, cu o mulțime. Și mulțimea asta de bilețele să existe 318 care vorbesc despre Hristos. Și să vină cineva să spună, ăsta, că dacă dintr-un miliard de bilețele, cum pot să le selectez? Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și s-a prorocit despre Iisus Hristos în Vechiul Testament.
Și au fost oameni critici ai Bibliei care au spus Vechiul Testament a fost scris după ce a apărut Noul Testament. Și au criticat Biblia până în 1945, când păstorul acela s-a dus la Qumran și a aruncat cu pietrele alea și s-a auzit clipocitul ăla de apă și ce mai era acolo și până la urmă a auzit niște oale sparte din lut, cum sunau acolo și a găsit sunurile cărții Isaia. Și în cartea Isaia, acum în capitolul 53, se vorbește despre suferințele lui Hristos. Din fir în păr, numai acolo există cel puțin 20, dacă nu mai multe, prorocii despre Domnul Iisus Hristos. Ce să mai vorbim despre Psalmul 22 și alte părți din Vechiul Testament. Și atunci o trebuie să închidă gura. Pentru că sunurile lui Isaia au fost cele de la Qumran, erau semnate înainte cu vreo 200-300 de ani de partea lui Hristos. Și n-au mai avut ce să spună. Vedeți, originea divină a Bibliei, asta vorbește foarte, foarte mult. Gândiți-vă și la lucrul acesta. Să se ia doi autori, unul din America și unul din România, să se înțeleagă, băi, hai să scriem o carte. Despre ce? Păi nu știu, despre Sfânta Fecioară, nu? Sau nu știu, iau. Băi, n-au părinii la fel, mă, să ceartă, nu mai scriu viață nicio carte. Rar găsesc doi oameni, trei oameni să scrie aceeași carte și să aibă un caracter unitar. Dar aici să vezi originea divină a Bibliei, 40 de oameni din atâtea epoci diferite și tot să scrie despre același lucru și să se împace lucrurile între ele, să se completeze, să existe o armonizare a lucrurilor. Asta numai Dumnezeu poate face. Și atunci gândiți-vă, scrie David care e împărat, ăsta e cineva. Scrie Pavel care e teolog și ăsta e cineva. Dar du-te la Amos, care era un strângător de smochine. Un om amărât și necăjit, care poate abia știa să scrie, nu? Și el, Domnule, se împacă cu ăștia. Și te duci la altul care era cioban. Și te duci la altul care era agricultor. Și te duci la Luca, ăsta era medic. Și toți scriu despre același lucru și privesc din aceeași perspectivă minunată a unității. Există unitate în această. Și asta deja ne demonstrează originea divină. A fost un singur Dumnezeu care a trimis cuvântul acesta pe pământ. Și acest lucru, această lucrare a făcut-o prin Duhul Sfânt. Biblia are origine divină. Pe lângă 3800 de, spuneam aici, de așa vorbește Domnul, sau Dumnezeu a zis, Dumnezeu a spus, pe lângă asta, e continuitatea asta, e firul acesta, 40 de autori diferiți, vocații diferite. Și totuși, în 1500 de ani, aproximativ, de pe 3 continente diferite, vă dați seama, cum s-a împăcat ăla din Africa, cu cel din Europa, cu celălalt din Asia, și toți s-au împăcat și au scris despre același lucru. Despre persoana, ființa lui Hristos și despre mântuirea omului. E minunat lucrul acesta. Al doilea răspund, de ce trebuie eu să cred că Biblia are... De ce trebuie să cred Biblia? Spuneam primul răspuns, că are origine divină. Al doilea răspuns, are revelație divină. Revelație divină. Și aici trebuie să precizăm, dacă citim Cartea Romani, capitolul 1, că există două tipuri de revelație. E o revelație generală, așa o numesc cercetătorii Bibliei, și o revelație specială. Spune acolo Domnul prin Apostolul Pavel că Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar spune că Dumnezeu a început să se reveleze oamenilor în mai multe forme. Uitați-vă la revelația generală. Spune el că, acolo Apostolul Pavel, că puterea lui, dumnezeirea lui, autoritatea, omnipotența lui Dumnezeu, lucruri minunate, se pot pricepe dacă te uiți cu băgare de seamă la lucrurile create. Asta înseamnă natură. Înseamnă că Dumnezeu se poate revela prin natură. Și ăsta e un al doilea răspuns. De ce să cred eu Biblia? Pentru că are o revelație divină. Cum e asta? Păi Dumnezeu se revelează prin natură.
Dumnezeu vorbește oamenilor prin natură. Și a fost Aristotel care a luat-o de la fizică și a ajuns la metafizică, ceea ce era dincolo de natură. Și a venit Toma d'Aquino și a încercat să împace teologia cu filozofia. Și l-a luat pe Aristotel și a găsit cele cinci căi ale cunoașterii lui Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, în una din cele cinci căi, el spunea exact să ne închipuim. Cum e un tren? Un tren cu vagone de alea multe. Băi, nu există mișcare în universul acesta și vagoanele astea, cum e natura, uitați-vă, vară, apoi toamnă, apoi iarnă, primăvară și un ciclu. Apa, circuitul apă în natură, vorbește și Eclesiastul despre ele. Toate lucrurile care țin de natură, tot mecanismul și ceasornicul ăsta mare din univers și cu planetele care se învârt și cu galaxiile care stau închegate, toate acestea, exact ca și cum spuneam la tren, trebuie să existe o locomotivă ca să miște tot angrenajul ăsta care se numește natură. Trebuie să existe o locomotivă care să facă ceva și noi să zicem, băi, e uluitor, e minunat. Cum merge clorofila asta de mii de ani, de zeci de ani, de sute de ani, merge prin plantă și o ajută, și o ajută, și o ajută. Și sunt măslin și sunt copaci care au trăit 2-3 mii de ani. Cum pot ăștia să supraviețuiască? Păi uite unde e motorul, motorul prim. L-a numit Aristotel pe Dumnezeu, fără să-i spună Dumnezeu, a spus că există un motor, care motorul primul motor, care e mișcătorul nemișcat, el nu mișcă nimic, dar e mișcător și în univers. Și atunci vine Toma d'Aquino și în cele cinci căi ale cunoașterii lui Dumnezeu spune, motorul acela este Dumnezeu, cel care mișcă totul. Despre el scrie de fapt apostolul Pavel, când era pe Areopag și spune, el avem ființa, mișcarea și viața, el mișcă toate lucrurile, ăsta e Dumnezeul nostru. Și atunci l-a răspuns la întrebarea asta, de ce trebuie să cred Biblia odată că a inspirat Dumnezeu, are origine divină, dar al doilea rând este revelația lui Dumnezeu. Și spuneam, revelație generală, dacă vrei să te pocăiești și n-ai Biblie, poți să te pocăiești mergând pe dealul cu oile la păscut, te uiți pe cer. De fapt asta spuneau și exemplificau evrei. Rabinii evrei spuneau că Avraam așa ar fi ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum? Păi s-a dus pe câmp cu oile, s-a uitat pe cer și a zis, băi, dar măreț e universul ăsta, stelele nu cad pe pământ, soarele nu mai aproape de noi că ne-ar conjoli, luna nu mai departe de noi că atunci ne-ar inunda apele. Să știți că luna are un magnetism puternic asupra oceanelor. Oceanele stau închegate pentru că luna e pusă acolo și un magnetism reflectă din luna asupra apelor și apele nu trec mai departe. Dacă ar fi luna mai acolo, mai sus un pic sau mai jos un pic, apele ne-ar spulbera, ne-ar termina. Și spun rabinii, s-a uitat Avraam și a zis, extraordinar. Trebuie să existe o forță dincolo de stele, dincolo de univers, dincolo de pământul acesta, dincolo de creație, dincolo de natură. Și dincolo de soare, cineva a pus soarele pe cer și soarele ăsta nu mă pârșolește. Dincolo de soare trebuie să existe un alt soare care e mai mare, care e mai puternic. Cine o fi acela? Și a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, rugându-se și căutând pe Dumnezeu. Ei, observați, asta e revelație generală. Cineva poate să se pocăiască uitându-se în natură. Cum crește un pom, cum crește un fir de iarbă. A fost cazul Sfântului Laurențiu, care a văzut un copac la un moment dat și era iarnă și o zis și ceva. La primăvară copacul ăsta o să mugurească, o să înfrunzească, o să înflorească. Așa e viața mea fără Dumnezeu, ca un copac în iarnă. Eu trebuie să-L caut pe Dumnezeu, să vină primăvara în sufletul meu. Și așa l-a găsit omul ăsta pe Dumnezeu. Pentru că a mers prin revelația generală, prin natură. Dar Dumnezeu zice, sunt oameni și vor fi oameni. Înțelepciunea lui Dumnezeu, să știți că s-a gândit și la noi, care ne naștem în imperiul ăsta de betoane. S-a gândit Dumnezeu că există oameni care nu o să ajungă în natură să se uite la stele, la creație. Și atunci ce o să facem? Că oamenii ăștia o să zică Dumnezeule, la unde ai vorbit, n-am avut nici Biblie, am crescut în blocuri de beton. Până la urmă ne-au îngropat tot în blocuri de beton și ne-au dus acolo. Că, să știți că am întâlnit. În Italia e așa, stăteau criptele
erau de fapt niște urne, erau niște urne, erau ca și blocurile, așa, cu cutiuță. Și îi punea cenușa la urmă acolo. Și așa stătea, zice, tu, mama ta, undeva la etajul 300. Acolo era maică, s-a pus cenușa ei. Și noi ne naștem acum în imperiul ăsta de beton. Și ca să nu îi zicem lui Dumnezeu în ziua judecății că noi nu ne-am pocăit, că nu știu ce, că betoanele nu ne-au permis, au zis Dumnezeu nu-i nimic. O altă cale de revelație generală pentru natură e conștiința. Și au zis Dumnezeu așa, vă pun conștiința prin con. Știi ce înseamnă conștiință? Știință împreună, conștiință. Adică eu și Dumnezeu știm ceva, ce știm? În momentul când eu vreau să fac un păcat, în momentul acela vine vocea lui Dumnezeu și spune, nu face, că e păcat. Asta e conștiință. Dumnezeu și cu mine știm împreună că lucrul acela e păcat. Și într-o zi Dumnezeu, să știți, pe canibali, o să-i judece pe baza conștiinței. O să vină un canibal care a vrut să mănânce din carnea nu știu cui, că l-a biruit și a luat carnea și a fript-o la foc. Și a venit în mintea lui o voce și a zis, nu-i permis să-l mănânci pe tovarășul tău, pe ori, e ca și mine, e chip și asemănare după Dumnezeu. Și într-o zi, omul acela va putea să ajungă cu Avram, Isaac și Iacob, pentru că s-a oprit și a ascultat de vocea conștiinței, de vocea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune aici în Romani, în capitolul 1. După ce te uiți cu băgare de seamă la ele, lucrurile făcute de el, adică revelația prin natură, urmează în capitolul 2 revelația prin conștiință. Că spune aici, toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce au legea sunt împrihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Și spune tot aici Apostolul Pavel că înăuntru, în noi, vine Dumnezeu și ne vorbește despre această lege. Și atunci, fraților și surori, vine cineva și mă întreabă de ce să cred Biblia? Pentru că e de origine divină. În al doilea rând, pentru că e revelația lui Dumnezeu. Stai că există revelația generală, spunea, prin natură vorbește Dumnezeu prin ceea ce a creat sau prin conștiință. Îmi șoptește Dumnezeu aici, în mintea mea, îmi șoptește ceva și îmi spune, nu-i bine sau este bine. Și atunci, mă duc mai departe și un al treia lucru din revelația generală este providența lui Dumnezeu. Deci și asta face parte tot din cele cinci căi, de fapt, Toma dar prin a luat Biblia așa reinterpretată. Providența lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus Hristos că El, Dumnezeu, face să cadă ploaie și peste el la bun și peste cel rău. Asta e providența. Dumnezeu, providența Lui, a hotărât ca toți oamenii să primească de la El binecuvântări pământești. Ne tot întrebăm noi, ca și cel din Psalmul 73, de ce colegul meu de lucru are atâția bani, îi sănătos, copilul eu nu bine și o slovit și amărât și vai de mine cum o duc. De ce? Păi de aia că Dumnezeu are o providență. De aceea, pentru că într-o zi o să vină oamenii și o să zic că la ăsta i-ai dat, că era de-a tău. Și Dumnezeu să spună, nu-i adevărat. Chiar pe el am și lovit. Ca să fie diferit de tine, că ți-am dat ție. Și tu de ce nu te-ai pocărit? Asta înseamnă, până la urmă, providența lui Dumnezeu. Și ne uităm în fapt în capitolul 17. Și îl vedem pe Dumnezeu în providența lui, susținătorul tuturor lucrurilor, creatorul tuturor lucrurilor. Casa celui rău nu se prăbușește ca și casele lui Datan, Abiram și celălalt. Nu se prăbușește, a lui Core. Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu, providența Lui, a poruncit pământului încă să-i țină casa, pentru că Dumnezeu are bunătate și vrea să-l cheme la pocăință. Și acum vedeți, astea scări generale de cunoașterea lui Dumnezeu. Natura, providența, conștiința, dar merge mai departe și există căi speciale sau revelație specială. Și în primul și în primul rând, revelația specială a lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Spune Cartea Evreilor, capitolul 1, și minunat textul acesta. După ce ne-a vorbit Dumnezeu, în multe rânduri, în vechime, versetul 1, Evreilor 1,
După ce mi-a vorbit prin proroce multe rânduri și multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacuri. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființelui. Aici e singurul loc din Biblie, în original, în care apare cuvântul caracter, întipărire. Dumnezeu și-a întipărit ființa în Iisus Hristos. Iisus este copia lui Dumnezeu, dacă vreți. Și atunci vine Dumnezeu și îmi spune, uite de ce trebuie să citești Biblia, uite de ce trebuie să o crezi că este cuvântul meu revelat, adevărat, fără pată, fără zbârcitură, fără greșeală. De ce, Doamne? Pentru că acest cuvânt vorbește despre Fiul meu și Fiul lui Dumnezeu este revelația specială a lui Dumnezeu. Mă duc în natură, înțeleg ce înțeleg, nu știu ce înțeleg, mai mă uit la providența lui Dumnezeu, nu prea înțeleg multe, mai ascult conștiința sau o năbuș, nu înțeleg prea multe, dar în momentul în care eu îl întâlnesc pe Iisus Hristos, printr-o revelație, prin Scriptură, atunci n-am ce să fac altceva decât să strig, aleluia, lăudat să fie Domnul, cunosc pe Dumnezeu. Iisus Hristos este revelația specială a lui Dumnezeu. Și să știți că în vremea aceea în care erau multe tulburări, prin secolul XVI, a fost un om al lui Dumnezeu care a rostit o frază memorabilă și a zis în felul următor: Dumnezeu ne-a vorbit odată pentru totdeauna în Iisus Hristos și nu ne mai vorbește niciodată. Odată pentru totdeauna. Nu mai vine Hristos a doua oară. Nu mai vine Hristos să mai vorbească. Sunt oameni care spun, mă, eu m-aș pocăi dacă ar veni Iisus să-L văd cu ochii mei, să-L ating, Domnule. Și așa poate eu m-aș pocăi. Nu, nu o să vezi niciodată lucrul acesta. Iisus va reveni, dar nu în vederea mântuirii, ci în vederea pedepsirii celor care nu s-au pocăit. Dumnezeu deja ne-a vorbit și ne vorbește prin Fiul Său și Scriptura ne vorbește despre aceasta. Revelația specială a lui Dumnezeu se află, se desfășoară plenar în Iisus Hristos. Și mă uit în Ioan în capitolul 1. Haideți să citim aici. Uitați-vă ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici despre Iisus Hristos. E un cuvânt atât de bogat, atât de dens, cuvântul acesta din Ioan 1, încât n-ai ce să faci decât să te pui în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spui, da, da, Doamne, da, Doamne, primesc revelația Ta, cred Biblia, Iisus Hristos este revelația specială Ta în Scriptură, în Biblie. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și ne-l arată deja aici pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu Creator, versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos, versetul 4, ca un susținător, ca un motor al vieții noastre. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos mai jos, uitați-vă, la versetul 14, ca Dumnezeu Creator, iarăși reia ideea de Dumnezeu Creator. Și cuvântul s-a făcut trup. Cum? A intrat în pântecele unei fecioare. Cum? Asta e treaba lui Dumnezeu. Cum a făcut-o? Prin Duhul Sfânt, prin umbria făcută de Dumnezeu. Și apoi ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos ca un Dumnezeu al revelației. A locuit printre noi. Mergea cortul lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Nu înțelegeau din ritualul mare lucru. Se ducea evreul la templu mai târziu. Nu înțelegea mare lucru din ce se întâmpla acolo. Toate astea vorbeau despre Iisus Hristos. Și evreul de rând putea să spună Dumnezeu, nu te înțeleg, nu te înțeleg. Vorbește mai precis, mai clar, mai calm. Vino lângă mine, vorbește, mi-a atinge, mă fă ceva cu mine. Și-o zic Dumnezeu, foarte bine, să știi că-ți vorbesc. Îl trimit în lumea voastră pe Iisus Hristos, pe Fiul meu, va fi făcut un om ca și voi. Și m-a marcat odată ce a spus fratele Vundra. Zicea, noi nu ne dăm seama cât l-a costat pe Iisus Hristos să-și lase slava și să coboare în lume, dar să ne gândim cum ar fi să se căsătorească un linocer cu o muscă.
Un rinocer cu o muscă niciodată nu se poate. N-au limbaje comune, n-au ritmuri comune, n-au nimic comun. Un rinocer cu o muscă, dar la o scară mult, 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 mult mai mare. Dumnezeu care e în cerul, care e Fiul, prin care au fost făcute toate lucrurile, care ține toate lucrurile cu puterea Lui, pe care îl ascultă oștirile de îngeri, în fața căruia se închină zi și noapte cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii și strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, își lasă hainele slavei, e numit procedeul ăsta, chenoză, chenoză, de acolo avem și noi cuvântul a se chinui, te chinui, îți lași hainele slavei, ne lepezi și te cobori acolo între muște, nu? Între oameni, între vieri, sunt un vierme, nu un om. Și te faci ca un om și ai dureri de măsele, dureri de cap, n-ai unde să pleca fruntea să te odihnești. Ești cine ești tu? Sunt Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să te îmbraci că ți-i frig, trebuie să dormi că ți-i somn, acolo la cârmă pe căpătâi. Trebuie să te duci și să suferi și să plângi în grădina Ghețiman și să te rogi 3 ore și să strigi, Tată, dacă se poate îndepărtează paharul ăsta de la mine, toate astea trebuie să le faci. De ce trebuie să le faci? De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască El, inclusiv plinătatea păcatelor noastre, să știți. Că trebuie să ia paharul și să-l bea. Inclusiv coliciunea noastră și prostie noastră și nicăloșire noastră, o trebuie să ne pună Dumnezeu acolo în El. Și când era pe cruce, să-și întoarcă Tatăl fața și să-L vadă blestem, ăsta-i blestem, nu-i mai fiu, îi blestem, Dumnezeu părăsit de Dumnezeu, nu înțelege nimeni lucrul acesta. Și El era și este revelația specială a Tatălui. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, cuvântul s-a făcut trup. Și acest s-a făcut trup, era folosit această expresie, era folosită pentru cei care își împindeau portul ca să meargă, să locuiască undeva într-un port. Și Domnul ia un port, un trup ca și al meu, și își face un trup, își fabrică un trup și vine și locuiește în el. El care și-a creat propria mamă, a hotărât să vină să locuiască în ea. Asta a vrut Dumnezeu. Și e de revelația specială a Tatălui pentru noi. Și noi am privit slava Lui. O slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și uitați-vă ce spune versetul 15. Ioan a mărturisit despre El când a strigat. El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Vedeți? Trecut, prezent, viitor. Toate sunt în Iisus Hristos. E revelația specială a Tatălui pentru noi. Dar mai există o revelație specială a Tatălui în Scriptură. Și am citit, uitați-vă aici, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să muște, să îndrepte, să dea înțelepciune, nu în orice domeniu, fraților, nu în orice domeniu. Sunt unii care vin și spun, bă, scrie Biblie de roboți. Nu scrie de roboți, fraților, în Biblie. Nu scrie. Aici, în Biblie, știți ce scrie? Trebuie Scriptura asta să ne învețe, să ne muște, să ne îndrepte, să dea înțelepciune, nu în robotică, nu în fizică. Nu, astea sunt alte lucruri. Așa, accidental, incidental, mai scrie Biblia despre lucrurile astea. În neprihănire, Biblia e o hartă, Biblia e un indicator care ne arată cum să ajungem în cerul. Biblia ne spune despre ce-i curat, ce-i necurat, despre ce-i moral, ce-i imoral, despre ce este amoral, este între o zonă gri, feriți-vă de ce se pare rău, ne vorbește Biblia multe lucruri și în linii general ne vorbește cam despre tot ceea ce este pe pământul nostru și despre robot, să zicem așa. Că dacă tu petreci toată ziua, 24 de ore cu roboții și nu cu Scriptura, atunci e o problemă și vorbește și despre robot. Dar nu-ți vorbește specific despre ei. Și acum uitați-vă, versetul 17, de ce face Dumnezeu așa? De ce ni s-a revelat special prin Hristos și în Scriptură care vorbește despre Hristos? Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Petru, capitolul 1,
Versetul 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Aici deja ne dă principiul de interpretare a Scripturii. Am putea ajunge și acolo. Versetul 21. Că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Și acest cuvânt mânat de Duhul Sfânt, în original, era folosit pentru acel vânt care sufla peste o corabie ca să o împingă în rame. Așa i-a mânat Dumnezeu pe oamenii ăștia, pe prorocii Vechiului Testament. I-a împins, i-a mânat ca să scrie, i-a dat imbold în interior. Și așa au început ei să scrie. Deci, la întrebarea de ce să cred, de ce să citesc Biblia ca să o cred, în primul rând, are origine divină și, în al doilea rând, este relația specială a lui Dumnezeu. Ea ne-l arată pe Hristos, ea ne vorbește despre relația lui Dumnezeu în natură. Citiți Psalmul 19, fraților, că atât e frumos. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor mărturisește lucrul acesta. Și revelația asta, minunată în natură, e neîntreruptă. O zi spune altia, o noapte spune altia și se tot duce revelația și Dumnezeu tot vorbește, tot vorbește, tot vorbește. De ce? Dumnezeu vorbește, cum spune un titlu al Litose, vorbește celui ce ia seama. Numai trebuie să luăm seama. Și atunci, de ce să citesc Biblia, de ce să cred Biblia? Pentru că e de origine divină, Dumnezeu a fost la inițiatorul, a fost la început, în toate începuturile Dumnezeu a fost, inclusiv la Scriptură. Și al doilea lucru, pentru că e revelație. Ce înseamnă revelație? Apocalipsă. Că asta înseamnă revelație. A luat vărul și a dat la o parte. Ce înseamnă asta? Dumnezeu care era acoperit de vărul necunoașterii noastre, de întunericul necunoașterii noastre, de orbirea noastră care era în mintea noastră, a hotărât la un moment dat să tragă perdeaua asta a necunoașterii. Este o carte frumoasă, vă îndemn să o citiți. A fost scrisă prin Nevol Medin, norul necunoașterii. Autorul spune exact lucrul ăsta, când avem o necunoaștere, o negură în mintea noastră și nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Și-a hotărât Dumnezeu să facă revelație, să dea la o parte perdeaua necunoașterii și să începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cum? În Hristos. Cum? Prin Scriptură. Așa avem Dumnezeu. Și atunci de ce să cred Biblia? Pentru că originea Scripturii e divină. Pentru că revelația Scripturii s-a dat vărul la o parte, s-a văzut fața, chipul lui Dumnezeu, chip spiritual, spiritualizat, nu unul real, nu unul natural, că Dumnezeu nu e carne și e sânge. Și apoi mergem mai departe. Și vorbim despre al treilea răspuns. De ce să cred? De ce să citesc Biblia? Pentru că Scriptura e inspirată de Duhul Sfânt. Nu numai că e o revelație, adică Dumnezeu cumva stă impasibil pe tron și vine Hristos și trage pe neaua, că nu ăla-i Dumnezeu. El îl chipui în noi, îl lăzbui în noi cu inteligența noastră și cu fantezia. Nu, acela e Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu vorbim de lucrurile astea. Dar se dă vărul la o parte, îl vedem pe Dumnezeu. Asta e revelație. Ok, slavință fie nou. Dar haideți să ne uităm la răspunsul numărul 3. Biblia e inspirată de Duhul Sfânt. Adică, originea ei e divină, autorul ei e unul singur până la urmă, nu-s 40. 40 au fost umani, dar unul singur, divin, Dumnezeu. El i-a inspirat pe fiecare, deja vorbim de punctul 3. I-a inspirat pe Duhul Sfânt, a insuflat această inspirație asupra lor. De altfel, cuvântul teopneustos. Acest cuvânt folosit în Petru pentru inspirație înseamnă emanare divină. Din ființa lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, s-a dus ceva către autori. A simțit David un fior. A simțit altul. Am notat aici. Extraordinar. Ce autori diferiți, Domnule. Lor pe Moise, pe Iosua, pe Eleazar, pe Fineas, pe Samuel, pe Nathan, pe Gad, pe David, pe Asaf, pe fiul lui Core. Și toți ăștia primesc de la Dumnezeu o inspirație. Nu era de la ei? Nu. A venit Dumnezeu și a inspirat. Am citit într-o zi pe Alminii un lucru și e o realitate, să spunem așa, palidă. O realitate palidă a ceea ce făcea Dumnezeu atunci. Era un frate dobric
Lații din Dobric au sărbătorit zilele acestea, au 90 de ani la înființarea bisericii lor. Și în arhiva lor s-a descoperit un manuscris, o declarație, o scrisoare, a unui frate cu numele de Vasile Moldovan. Și acest Vasile Moldovan scrie în scrisoarea lui, că undeva pe la vârsta de 16 ani, dacă nu greșesc, s-a rugat lui Dumnezeu că el n-a făcut școală deloc și a zis, Doamne, învață-mă să scriu și să citesc. Vă dați seama, la ce profesor s-a dus? Că s-a dus la un profesor. Și spunea el că după 40 de zile de post, au zis, ce dorință puternic a avut el să știe Biblia. După 40 de zile de post, au venit la mine doi îngeri, m-au ridicat, m-au pus în sferele înalte, am ajuns până la treilea cer, am văzut lucruri care nu se pot spune. Și am venit înapoi. Și un ultim înger a zis, ia testamentul și citește. Și l-am luat și parcă mi-a înregistrat pe banda creierului tot ce citeam. Tot, citeam. Bă, eu știu să citesc. Din momentul acela spunea el, numai că a fost o noapte întreagă dus de Dumnezeu pe acolo. Că dimineața, ce m-am întors, trupul meu era întins pe jos, aveam dureri de împieturi, trupul meu era urât, zbârcit, chircit. O trebuie să intru în trup. Dar din momentul în care eu am intrat în trup, am știut să scriu și să citesc. M-a învățat Dumnezeu. Cum? Nu știu. A scris pe banda creierului meu tot ce trebuia să scriu. Și asta e o aplicație, o ilustrație palidă la ce a făcut Dumnezeu. Stă Moise, toată înțelepciunea Egiptului și a golit-o din ființa lui în 40 de ani în pustie. Și vine Dumnezeu și spune, Moise, scrie! Și Moise începe să scrie, nu știa ce scrie. N-a scris înțelepciuni egiptene, n-a scris filozofie, n-a scris altceva. Scria cuvântul lui Dumnezeu. David îți inspiră un psalm, ia și scrie-l. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ieremia scrie și tu și începe Ieremia să scrie. Și alții, și alții, și alții. Emanații divine, fraților. Din ființa lui Dumnezeu s-au dus lucrurile astea. Niște lucruri spirituale, niște lucruri sfinte, niște lucruri speciale. Nu le pot numi. Nu pot să zic că acele litere aveau picioare, că n-aveau, dar aveau viață, fraților. Nu știu cum să vă explic. Că nu înțeleg nici eu cum să înțeleg. Ce cuvinte, ce dădea Dumnezeu. La un moment dat a fost o adunare undeva la Finișel și a fost o vedenie. Și spunea cineva că a văzut o pâine care respira, parcă avea plănuși pâinea. Pâinea vieții, pâinea cea vie. Cum a trimis Dumnezeu cuvântul lui? Nu știu, dar l-a trimis, l-a trimis. Și asta este inspirație de sus. Și omul primește ceva în lumină și începe să scrie. Asta înseamnă inspirație. Asta nu poate avea Mahomet. Vă spun numai o chestiune din Coran. În Coran scrie că marele profet e Mahomet și în fața lui trebuie să ne închinăm și așa mai departe. Să știți că, de fapt, Coranul este o compilație de texte din Vechiul Testament. Sunt tot felul de bazaconii despre Coran de anul Noe, cum eu pedepsit Dumnezeu pe șoareci, pe oros, acolo, povești. Și pisica au devenit sfântă și în cer, pisica, pentru că l-a ajutat pe noi să stârbească familie, șoare, povești. Moise că se duce în fața lui Faraon și de-aia a devenit bâlbâit cu o noapte de pe o tavă pe care avea Faraon, o molcăre care era, de fapt, un tăciune, nu era aur și o rusă să mănânce. Și atunci a ajuns bâlbâit. Sunt povești. Dar să vă spun o chestiune din Coran. Ei îl aclamă pe Mahomet, așa și așa și așa și cât e de special și în fața lui trebuie să ne închinăm și să-l ascultăm. Și au un verset, le-au scăpat inteligenței lor ca să vedem noi cât e de diferit Coranul de Scriptură. Și într-un verset spune așa, că într-o zi, în ziua din urma Universului, Iisus Hristos se va coborî din cer și va sta undeva acolo pe cupola mosteii aceleia sfinte a lor de la Mecca și va judeca vii și morți. Păi nu va judeca și pe Mahomet Iisus. Și atunci Iisus nu mai e un simplu profet, cum zic ei. E așa, zic Iisus, e unul prin pe alții. Nu mai e judecătorul celor mici și a celor mori. Și asta scrie în cartea lor. În cartea noastră nu sunt altfel de neconcordanți. Chiar dacă există anumite aparențe de neconcordanță, în cartea asta, să știți, este cu totul și cu totul adevărată, pentru că a fost inspirată de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt se numește Duhul Adevărului.
Merge mai departe. Un al patrulea răspuns. Nu v-ați întrebat de ce există patru evanghelii? A fost la un moment dat cineva un mucalit, pot să numesc, măcar nu era atent. Bă, zice, voi aveți patru evanghelii. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, după... Ce a scris la oamenilor după, mă? Înseamnă că nu Hristos e acolo, ci ăla, pe după el. Și cineva a explicat frumos. Sunt patru perspective. Exact, te duci la o statuie și te uiți din patru puncte. Și o descrie această statuie. Matei le scrie evreilor, Luca le scrie grecilor, Ioan le scrie la toți, la neamuri. Vedeți? Sunt patru perspective acolo. Marcu le scrie romanilor, de aia și e scurtă. Și după Evanghelia, după Marcu, s-au turnat filmele cu Iisus, pentru că de fapt e scurtă. La romani care mergeau la război nu le trebuia multă filozofie și multe expresii și multe argumente. Lor le trebuia ceva scurt, să înțeleagă. Și fiecare s-a adresat unui public diferit. Au fost patru evanghelii, patru tipuri de public. Vedeți? Și asta deja e un al patrulea răspuns. De ce să citesc Biblia? De ce să o cred? Pentru că există mai multe detalii despre același lucru și astea se completează. Astea se completează. Sunt atâtea lucruri care se completează, fraților. Și de aceea se iau de multe ori, și există chiar o carte și a fost scrisă în primele secole, Armonia Evangheliei, Sinopța Evangheliei, Evangheliilor. Și spuse, uite așa, pe coloane și spuse în armonie, în armonie, în armonie. Versetul ăla din Matei corespunde cu cel al din Marcu, cu cel al din Luca și eventual. Dacă există doar ceva despre, că cei trei sunt sinoptici, vorbesc din aceeași perspectivă. Și despre aceleași evenimente în general. Dar o să fac la patrulea răspuns. De ce să cred Biblia? Pentru că există mai multe detalii despre același eveniment. Și există, să știți, o schemă frumoasă. Frumoasă. Schemă pe care o aplicăm cuvântului, adică Bibliei, și aceeași schemă, să spunem, dar alte dimensiuni o aplicăm cuvântului lui Dumnezeu, adică lui Iisus Hristos. Și anume, Cuvântul întrupat, adică Iisus Hristos, a venit prin părinți umani și prin Duhul Sfânt și a fost fără păcat. Dar cuvântul acesta scris al lui Dumnezeu n-a venit prin părinți umani, a venit prin autori umani. Și tot prin Duhul Sfânt și nu-i fără păcat cuvântul. Fără păcat ar trebui să fie un om. E fără greșeală. Cuvântul e fără greșeală. E scris fără greșeală. Hristos a fost un om fără păcat. Dar prin Duhul Sfânt, unul prin părinți umani, altul prin autori umani. Același lucru. E cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, fraților și surori, să știți că există tot aici, trebuie să precizez și lucrul acesta, există patru moduri de interpretare a Scripturii. Pentru că aici suntem noi acuzați și spun oamenii, nu vă crede în Biblia că nu știu ce acolo, eu ca cea mare, așa, și nu înțeleg oamenii multe lucruri. Dar sunt patru tipuri de interpretare a Scripturii. Există interpretarea literală și asta de obicei se aplică scrierilor istorice. Că dacă scrie în cuvântul lui Dumnezeu că în anul cu tare, al împăratului cu tare s-a pornit un război. Noi nu înțelegem altceva. Așa scrie acolo, Doamne, și la trebuie interpretat literal. Și atunci studiem cărți de istorie, contextul istoric, studiem structuri gramaticale și până la urmă ajungem la ceea ce trebuie. E această interpretare literală. Dar există și interpretare spiritualizată. De exemplu, într-un psalm, Taurul din Basan mă înconjoară. Nu au mers taurii să lovească pe Iisus pe Golgota. Dar oamenii au fost mai răi, mai răi decât taurii. Și aici deja avem interpretarea asta spiritualizată. Interpretarea în care vedem pe Domnul Iisus Hristos ținta barjocurilor celor din jur, care erau ca și taurii. Sunt metafore, sunt tot felul de figuri de stil. Și astea toate țin de interpretarea spiritualizată. Este interpretarea orală, pe care noi o iubim foarte mult. Și luăm Scriptura și noi, oare ce înțeleg eu din lucrul acesta? Și după ce interpretăm corect, literal, de exemplu, bătălia aceea din judecătorii, în care veniamiții s-au bătut cu fraților,
Noi trebuie să extragem o învățătură de acolo. Și învățătura asta, să știți că e actuală. Și aceeași învățătură o putem extrage dintr-o altă scriere istorică referitoare la, la Sodoma și Gomora, că Dumnezeu urăște homosexualitatea. Și că Dumnezeu nu acceptă astfel de lucruri. Asta e deja o învățătură morală pe care noi am extras-o din ceva literal, din ceva istoric. Dar putem extrage o învățătură morală și din ceva alegoric sau din ceva spiritualizat. Dacă citim un psalm, că zice, până și pasărea găsește o casă acolo. Probabil că era o pasăre care mergea la casa lui Dumnezeu și își găsea un cui la streașină. Dar de acolo noi ne dăm seama de iubirea mare a lui Dumnezeu, care nu respinge pe nimeni. Și eu trebuie să mă duc la Dumnezeu și să mă bazez pe caracterul Lui, că dacă mă mărturisesc, El mă iartă. Dacă până și o pasăre găsește un cui undeva, înseamnă că Dumnezeu mă primește la inima Lui, la sufletul Lui și vrea să mă ierte. Și atunci e ceva practic, e ceva moral pentru mine. Dar există și un al patrulea tip de interpretare escatologică, adică cea care are în vedere vremurile care vin, Apocalipsa, tot ce ține de cartea Ezechiel, din pasajele alea apocaliptice, din cartea lui Daniel, și imediat pot să închid așa în Scriptură unele pasaje într-o cheie apocaliptică, escatologică, și să înțeleg evenimentele viitoare care vin pe pământ. Și asta e minunată pentru noi. De ce să cred Biblia? Spuneam, originea ei e divină. Revelația ei este divină. Mi-l arată, mi-l dezvăluie pe Dumnezeu. Inspirația ei e divină. Dumnezeu suflă și trimite informația asta și oamenii încep să scrie. De ce să cred? Pentru că există o unitaritate, o unitate minunată. Sunt multe detalii despre același eveniment, fraților. Și mai este, vă spun, atâtea lucruri ciudat interpretate. Și au fost de-a lungul timpului și am putea discuta mult. Traduceri foarte ciudate ale Scripturii. Bună oară, Balaur, de care citim noi în traducerea Cornilescu. Nu exista niciodată. E o traducere a lui Cornilescu. Poate fi interpretată altfel. Au fost de-a lungul istoriei traducerilor românești oameni care au tradus în loc de leul bătrân, piere din lipsă de hrană, cum scriem eu, au zis că furnicoleul. Păi am termenul și cum o înțeles Domnului. Și termenul ăla părea că ar fi furnicaleul. Și atunci au apărut tot felul de oameni că, bă, a existat animalul ăsta, jumate furnică, jumate leu. N-a existat așa ceva, fraților. Nu. Greșeli de traducere. Așa a fost. Și astea, în timp, se repară. Nu e problema asta. Nu ne izbim de lucrurile astea. Dar ceea ce e important, există multe detalii despre același eveniment. Citiți despre Apostolul Pavel, că și aici e o problemă în care s-au agățat mulți. Zice el, în capitolul 9, din fapt, îi spune Luca, zice că deodată o strălucit o lumină și zice, o auzit un glas și o căzut la pământ și a mai departe. Dar mergem mai departe, în capitolul 22, zice, cei care erau cu mine n-auzeau glasul. Din toate zice, cei care erau cu el au auzit glasul și-o luat-o la fugă și s-au speriat. Și atunci au auzit sau n-au auzit. Vedeți? Oamenii, bă, fi treaba spune adevărat. Ei, cuvântul acesta au auzit, înseamnă și-a înțelege. Într-un loc se specifică clar, n-au înțeles glasul, e folosit același cuvânt. În celălalt, n-au auzit glasul. Normal că nu l-au auzit, că nu l-au înțeles, nu? Deci auzeau unii, auzit ceva, dar n-au auzit glasul. Pentru că nu l-au înțeles. Și se completează cei doi termeni împreună. Și observați, sunt tot felul de lucruri de care ne izbim atunci când citim Biblia. Și vin oamenii și zic, nu-i de inspirație divină. Nu o crede, nu o citi și lasă-o face. Dar o crede. Pentru că are origine, are revelație, are inspirație și uitați-vă, are această unitate. Din mai multe perspective se vorbește despre același eveniment. Și atunci noi o luăm și o interpretăm. Și Marele Augustin, Marele interpret al Bibliei, spunea la un moment dat că cea mai bună interpretare a Scripturii este prin Duhul Sfânt care îți aduce dragoste. Atunci când dai dragoste, așa bineînțelegi Biblia, că vine Duhul Sfânt și ți-o adus-o. Și tu prin dragoste înțelegi că trebuie să te ferești de păcat. Și prin dragoste citești Biblia și zici, cam așa să înțelegi, că trebuie să mă duc și să-i dau la cutare ce ne-au împrumutat. Așa zice Biblia.
Și tu dacă ai dragoste, iubești pe Dumnezeu și înțelegi ce scrie despre Dumnezeu, ai dragoste, înțelegi totul. Și atunci Dumnezeu ne dă mari diluințe. De ce să trăim în Biblia, am amintit? Pentru că are o origine divină, Dumnezeu a inițiat cu el, e autorul divin, 40 au fost mari, 1500 de ani, 3 continente, atâtea 4, 66 de cărți, 39 în vechiul, 27 nou. De ce să cred Biblia? Pentru că revelația lui Dumnezeu îl arată pe Dumnezeu prin Hristos. De ce să cred Biblia? Pentru că e inspirat de Dumnezeu. A trimis Dumnezeu inspirația asta, cuvintele alea n-au fost simple. Dumnezeu le-a dictat, le-a spus, unul a auzit, altul a văzut, altul a înțeles și Dumnezeu le-a spus. Scrie, scrie, și el a scris, a scris, a scris. Asta e inspirația. De ce să cred Biblia? Pentru că e unitară. Vorbește despre același element, din mai multe perspective, se completează perspectivele. Asta e Biblia. Și spuneam să fim atenți, fraților și surori, la interpretare. Am întâlnit frați care au texte din Vechiul Testament, de exemplu. Oile lui Iacov. Că una era călcată, că alta era neagră, că alta era albă și o plicat ceva. Zice, alea călcate surori, de ce vom să-i spăl? Dați-vă, am spus să fim serioși. Astea sunt forțări ale Cuvântului lui Dumnezeu, nu scrie lucrul ăsta în Biblie. Noi trebuie să fim serioși, să luăm scrie, să poate supăra Dumnezeu pe mine dacă iau și fac lucruri de astea. Eventual, dacă sunt necunoștință de cauză, da. Dar nu să forțezi lucrurile și să scot ce nu a fost spus de nimeni. Să, altul a interpretat cu măgarii din Geneza care s-au dus, nu știu cine, prin pustie și au găsit acolo niște izvoare de apă caldă și fac niște interpretări și frați, măgarii, izvoarele, nu știu ce, de apă caldă, nu-i Duhul Sfânt, e altceva, măgarii umblă cu alte izvoare, nu știu ce. Ce-s astea? Forțări ale Cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să luăm frumos, serios, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și precum spuneam, interpretare literală, iau frumos textul, mă uit, văd dacă e un eveniment istoric, dacă Dumnezeu a vrut să transmită, clar, să nu ucizi, clar, măi, mi-au zis să nu ucizi, nu altceva. A fost în epoca lui Hegel, unul Swedenborg, și ăsta spunea că a primit inspirații speciale din Dumnezeu. Și el ia toate cele 10 porunci și le falsifică. Și zice că dacă spunea că o să nu ucizi, asta de fapt se referă la altceva. Că să nu cumva să scriu idei filozofice contra altul. N-are Dumnezeu treabă cu asta. Să nu ucizi, clar. Să nu vorbești rău, până la urmă, cum zice Domnul Hristos. Foarte clar. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți. Astea sunt clare, literal și am înțeles. Dar pot să fie și cele spirituale, în care Dumnezeu dă imagini, tot felul de imagini, cum spuneam, de lumea animalelor, pilda lui Iotam, vulturul din Ezechiel, și alte și alte pilde, și alte imagini. Și astea trebuie înțelese spiritual. Pentru că Dumnezeu vorbește de entități, de puteri, fiarele alea din Daniel, chipul acela care era parte lup, parte aur, parte argint, parte fier. Alea sunt niște ilustrații, niște imagini pe care Dumnezeu ni le aduce și noi le interpretăm literal sau eventual escatologic. Și apoi e sensul moral care ne interesează foarte mult. Și ăsta le extrage puteri din toată Biblia. Ce să fac, ce să nu fac, ce să fac, ce să nu fac. Ca ăsta nu trebuie să fac, ca ăsta fac, pentru că a făcut lucrul bun. Și atunci, vedeți, e foarte ușor de interpretat Scriptura. Și zic, Domnul să ne ajute să înțelegem că Biblia ne-a fost dată de Dumnezeu ca un cadou scump, ca o hartă, ca o bursolă, ca o carte care ne revelează caracterul lui Dumnezeu în Hristos și planul de mântuire cu privire la noi. Domnul să ne ajute. Amin.